majorul Gheorghe Șonțu, capitanul Walter Mărăcinanu, locotenentul Gheorghe Gheorghevici, sergentul Constantin Țurcanu sunt doar câțiva din eroii de la Grivița căzuți în 30 august 1877. Reduta Grivița a fost cucerită prin jertfa multor ostași români, prea puțin cunoscuți, mulți dintre ei îngropați în două mari gropi comune în pământ străin. Astăzi ne amintim de capitanul Mihail Romano, născut la 3 noiembrie 1843 la Botoșani. Acesta intră în regimentul întâi linie ca voluntar în septembrie 1861, înainte de a împlini 18 ani. Până în 1872 ia toate gradele până la cel de capitan în regimentul 5 linie. În 1877, regimentul 5 este primul care trece Dunărea. În zilele de 7 și 8 iunie, capitanul Romano împreună cu capitanul Pruncu execută misiuni de recunoaștere în insula Măgura și se angajează într-un schimb de focuri cu ostașii turci care trăgeau asupra lor. La 3 iulie 1877, participă împreună cu regimentul 5 la susținerea trupelor ruse în atacul de la Nicopole. La 30 august, capitanul Romano, în fruntea companiei sale, se angajează în atacul asupra Griviței. Acesta își încurajează soldații și, escaladând reduta în fruntea lor, striga "Sus, copii!", înălțându-se pe trepte cu sabia ridicată. Soldații au intrat în Grivița. El nu a mai ajuns. A căzut răpus de un glonte. Avea 34 de ani. Ziarul Dorobanțul, în numărul 143 din 9 aprilie 1878, scria despre acesta. În atacul din ajun, era vorba de 30 august 1877, capitanul Romano se arătase neobosit și netemător în fața focului care ploua din întăririle turcilor. Dânsul se puse în capul companiei spre a stimula și mai mult avântul soldaților și nu se retrase un singur pas. Gloria ambietoare de asemenea suflete îl ridică până la dânsa, iar corpul lui Romano căzu pradă fierului vrăjmaș. Adică turcii i-au vrut cismele și le-au luat cu picioare cu tot. În Cartea Eroilor de la Grivița, numele capitanului Romano Mihail va străluci alături cu al maiorului Șonțu și ale celorlalți viteji apărători. Trupele infanteriei române au fost sprijinite de focurile artileriei, care a bombardat constant timp de aproape 2 săptămâni redutele. Și din rândul tunarilor români s-au pierdut nenumărate vieți. Îl vom aminti acum pe tânărul sublocotenent Ion Elefterescu din cadrul bateriei de la Movilă, care avea sarcina să sprijine trupele diviziei a 4-a și să bombardeze reduta Grivița 1. Momentul morții sale este consemnat de fostul său coleg de liceu și camarad de arme, doctorul Gheorghe Sabin, în cartea Amintiri din războiul de independență, care spunea următoarele. Ochea singur. După ce încărca tunul, se urca pe parapet și dădea ordin să tragă, el observând dacă a ochit bine și dacă obuzul a lovit acolo unde țintise el. Făcea mare haz când vedea că a ochit unde dorea. În ziua aceea, după ce încărcase tunul și ochise, s-a suit pe parapet și a comandat "Foc! Bravo! Foarte bine!" Au tras și ei și apoi a sărit înapoi în baterie. După obuzul tras de turci, nu s-a mai ridicat. Un glonț dușman îl lovise drept în inimă. Ion Elefterescu s-a născut în Botoșani în anul 1857. Provenea dintr-o familie modestă. După terminarea liceului Alexandru Treboniu Laurian din orașul natal, s-a înscris la școala militară de ofițeri din București, pe care o termina al treilea. În 1877 primește comanda bateriei a doua din cadrul regimentului 2 Artilerie București. Moare la Grivița în 30 august 1877. Este primul ofițer de artilerie decedat în războiul de independență. Avea 20 de ani. În aceea zi se sting mulți tunari, printre ei și sergentul Georgescu Marin,
aflat sub comanda sublocotenentului Elefterescu. Acesta s-a născut în București în 1858. Este crescut de o mătușă, întrucât rămâne orfan la 7 ani. După școala primară se înscrie la seminarul teologic, dar situația materială precară îl împiedică să mai continue. Și la 16 ani se înrolează voluntar în regimentul 2 artilerie din București, bateria a 3-a. Învață calculele de tragere și atribuțiile servanților. În 1875 devine caporal, iar în aprilie 1876 sergent. Moare în 30 august 1877 la Grivița. Avea 19 ani. Situația dificilă în care se găseau trupele române la asediul Griviței impunea aruncarea în luptă a batalioanelor de rezervă, din care făceau parte și cele ale regimentului 3 Vânători. Despre acest lucru avem mărturia doctorului Gheorghe Sabin în cartea pe care am amintit-o mai devreme, care scrie următoarele. În această clipă, capitanul Bogdan Nicolae din batalionul 3 Vânători, care se afla ca ofițer de ordonanță la cartierul domnesc, un brav ofițer, fără pereche în mijlocul acelora între care se găsea atunci, strigă cu putere: auziți, soldați, cum ne cheamă frații noștri, care sunt omorâți în șanțurile turcești? Vă lasă pe voi inima să-i părăsiți pradă păgânilor fără să le veniți în ajutor? Ei, ca și voi, au părinți, frați, poate soții și copii, care îi așteaptă acasă. Când i s-a dat această aprobare, capitanul Bogdan, trăgând sabia din teacă, sare din șanț strigând: soldați și ofițeri, cine este român, să mă urmeze! Și camarazii îl urmează, udând cu sângele lor pământul bulgăresc. Nicolae Lascăr Bogdan s-a născut în anul 1849 în comuna Gherghești, județul Tutova, azi Vaslui. Tatăl său, Lascăr Bogdan, era polcovnic miliția Moldovei. Beneficiază de o educație aleasă. Dă bacalaureatul în Franța și urmează cursurile școlii militare de la Saint-Cyr, pe care o termină cu brio. Cariera militară o începe de la gradul de soldat în cadrul regimentului 1 Vânători. După terminarea școlii este avansat sublocotenent și mutat la regimentul 3 Vânători. În 1877 pleacă pe front, era capitan și comanda o companie din batalionul 3 Vânători. Moare la 6 septembrie 1877 în atacul de la Grivița, ucis de un glonte, avea 28 de ani. Atât pentru astăzi, dragii mei, dorobanți, artileriști, vânători, infanteriști, ofițeri și soldați, ostașii români și-au pierdut viața în războiul de la 1877-1878. Au luptat cu demnitate. Memoria lor este pentru noi o datorie de onoare. Dacă nu ați văzut ultimul videoclip despre eroul de 19 ani, Andrei Lupu, sau cel despre Constantin Țurcanu, vestitul Peneș Curcanul al lui Vasile Alexandrii, vă invit să le urmăriți. Despre acesta din urmă, trebuie să vă informez că, în urma raportării unui utilizator, echipa YouTube a decis restricționarea lui, astfel încât acesta nu mai este distribuit persoanelor sub 18 ani, considerând imaginile folosite deosebit de violente și incitante. Nu știu care a fost motivul celui care a raportat videoclipul, nici nu știu cine este acesta, dar voi face un videoclip special în care am să ofer detalii cu privire la imaginile folosite și care provin din spațiul public. În urma celor întâmplate, atât videoclipul cât și canalul au avut de suferit în ceea ce privește vizualizările. Sper că înțelegeți acum de ce evit să intru în detalii când vine vorba de acte de violență sau cu caracter explicit sexual și încerc să pun informația într-un context din care se pot deduce anumite lucruri fără a leza bunul simț. Îmi doresc ca acest conținut să poată fi vizionat și de copii, în special de elevi, și consider că perspectiva pe care o ofer
este o completare binevenită a orelor de istorie încărcate de date sterile și seci. Și cred că punerea acestora în context uman poate ajuta la o înțelegere mai bună și poate la nașterea unei pasiuni pentru istoria neamului. Totuși, anumite aspecte nu pot fi evitate. Vorbim de bătălii, de războaie, în care, da, oamenii nu își oferă flori unul altuia, ci mor, din păcate. Vom vedea, găsim cumva o cale ca aceste mici producții să fie suficient de vizibile și dacă veți considera oportun, puteți să mă ajutați în acest sens, abonându-vă, comentând, folosind însă un limbaj civilizat, puteți să mă ajutați cu un like și chiar cu un share pe alte platforme. Acestea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru că mă urmăriți și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!